Bucurându-mă de corpul ăsta fizic și prețuindu-l, mă, eu mă iubesc. Fac ceva important, mă iubesc. Adică realizez comunia între interiorul meu și, da. și fizicul meu. Așa. Și apoi văd cât loc am de exterior. Cât de ușor suntem noi înclinați, oamenii, să vedem la alții aurul care nu l-au și aurul nostru să-l vedem în pământ sau da. te mai mirce. Și animalele primesc nume. Exact. De ce ai da nume unui animal dacă nu-l prețuiești deloc și dacă nu ai nevoie de energia lui? Te-ai învățat din moș moș să dai nume animalului și îl dai fără nicio problemă. Există ceea ce noi cunoaștem acum ca șamanism, cu siguranță bine dezvoltat pe teritoriile uh, noastre, uh -huh. daci erau buni cunoscători și a cerului, uh -huh. drept dovadă și felul în care este construită sarmația de de da. exemplu. Seara, și bine ai venit la un nou episod al podcastului. Excelent de bine! Uh, oamenii pornesc pe niște drumuri foarte interesante, avem niște idei foarte interesante ce vrem uh, să devenim, încotro vrem să ne ducem, dar viața ne duce uneori în locuri neașteptate, inimaginabile, ca să ne ghideze apoi spre ceva ce poate nici n-ai știut că există, sau nici n-ai crezut că ți este meniție. Și este un subiect pe care îl abordez cu un prieten care mie este foarte drag, pentru că tocmai în asemenea, într-o asemenea ipostază ne-am cunoscut. Și este vorba de doctorul și medicul uh, Vasil Oșan, despre care am mai povestit într-un podcast anterior. De fapt, am povestit. Am avut un interviu, care a făcut și niște lucruri. Uh, din punctul meu de vedere, incredibile, cum a fost traversarea Atlanticului uh, la Vâsle în patru persoane, uh, recordul mondial și așa mai departe. Este antreprenor, are clinicile lui de recuperare, însă, de această dată, cu Vasile, o să vorbim despre ceva ce. Rare ori se abordează în lumea asta normală, dar este un domeniu care mie îmi place foarte mult și mă atrage și pentru că face obiectul întâlnirii mele cu el. Vasile, mulțumesc că ai venit încă o dată la podcastul acesta. Mulțumesc de invitație și mărturisesc că cred că ar fi prima dată când discut, aș discuta sau o să discut deschis, deschis despre acest subiect, întrucât pentru mine această latură am încercat cumva să o țin cât mai mult ascunsă publicului. Mm -hmm. Astfel încât uh, imaginea pe care ceilalți uh, mm. o au în legătură cu mine să fie cea de medic, de doctor și nici de cum de, de vraci sau mai știu ce altă denumire găsește fiecare să mi se potrivească. Da, uh, și noi totuși ne-am întâlnit într-o asemenea ipostază, de fapt, unde doar medic, -ai, sau ai fost un alt fel de medic, pentru că din câte știu eu despre acest domeniu, este de fapt... Uh, vorba de a fi în comuniune cu natura și de a da prin natura sănătate înapoi și nu numai, de a te și conecta cu alte lumi și așa mai departe. Uh, însă eu nu știu foarte mult, am văzut foarte mult, în ultima vreme au apărut foarte multe persoane care au chiar și, nu știam că se fază, că există școala de șamanism și se dă și diploma. Uh, <laughs> Și da, vorbim dragilor despre șamanism, care este o disciplină străveche. Străveche, De când există, cred că de când există omul, ființă umană, există și uh, disciplina asta, sau nu știu cum să -o, o denumesc acest șamanism. Dar cum ai ajuns, uh, cum a ajuns la șamanism? Pentru că Presupun că nu a fost o intenție. Gata, mă duc la curs de șamanism. Cu siguranță n-a te fost. Te-a căutat o intenție. el pe tine. Da, cursul vieții te duce într-o uh -huh. anumită direcție nebănuită uh -huh. de tine până atunci. Uh, cum am spus în mai multe rânduri, eu provin dintr-o familie și dintr-un mod de educație. o comunitate. Ortodoxă și practicantă. Uh -huh. uh, în afara religii Ortodoxe, orice altceva ar însemna un păcat uh -huh. să explorez altceva da. din punct de vedere, să spunem, spiritual sau da. religios. Și pentru mine au fost foarte mari bariere să încerc să văd și altceva în afara dogmei în care am fost crescut. Doar că viața m-a dus la mandat într un moment dat într-un impas în care am căutat soluții pentru a trăi. Uh -huh. Și în momentul respectiv am început să văd că ar exista altceva în afară de ceea ce cunoscusem și învățasem la facultatea de medicină în afară de carne, os și așa. din religie un suflet. Uhum. Mai există o, o chestie numită energie. Uhum. Și uite, așa au, au fost câteva, să spunem, inițiere energetice în diferite, să spunem moduri de abordare da. a acestui tip de energie nu voi da o, un nume anume pentru că nu există mm -hmm. un un anumit tipar care să zic ăsta este cel mai bun da. elementul comun al tuturor acestor abordări energetice este același, adică o entitate supremă mm -hmm. noi spunem Dumnezeu și din entitatea respectivă supremă S-au despărțit diferite alte uh, entități, da. aparținând și cumva, cumva încă în aceeași direcție, deci mm -hmm. nu apare un alt Dumnezeu. Da. Sunt altele cu care lumea reușește să aibă o conectare mai bună din punct de vedere energetic. Noi spunem un channeling, de exemplu. Mm -hmm. Și așa se pot uh, foarte multe lucruri întâmpla. Eu am ajuns să, să, că, să cunosc niște oameni care mi-au uh, distrus toate uh, credințele mele de până atunci. Deci în călătoria ta, de fapt, de a-ți de a repune în echilibru corpul corect? În mintea mea atunci îmi doream să repun în, în funcție fiziologică normală corpul fizic. Uh -huh. Pentru că starea de sănătate mi-era cea amenințată. Uh -huh. Negândind și mai mult atât. Am ajuns să cunosc oameni pentru care starea de sănătate era ceva, nu știu, azi ce a 10 arătat la căruță. Aha. Dar nu pentru că nu le păsa de sănătate, Așa. ci pentru că ea vine la pachet secundar cu starea de bine, Aha. pe care o obți, poți obține din starea ta interioară, din mm -hmm. emoțiile tale, din mintea ta, mm -hmm. din conexiunea care poți să o ai cu tot ce este în jurul tău. Mm -hmm. Am întâlnit. Pentru prima dată care mi-a fost mie șocul cel mai mare în 2011. Într-o comunitate de 2000 de locuitori, da. în care erau 12 biserici, deci 12 confesiuni religioase diferite, l-am întâlnit pe, pe liderul spiritual al lor. Așa. Cumva mie mi se, atunci niște da, rotițe mi se blocaseră, da, da. că reușim să avem într-o piață două, trei biserici de confesiuni diferite da. și măcar din când în când tot punem de o ceartă. Clar. Că Clar. nu știm care religie e mai bună și care suntem mai credincioși. Și Dumnezeu cu ei e mai șmecher. Exact. Ne uit, Uitând că ne raportăm de fapt la Absolute. credință. Da, da. Și atunci vine literul mm -hmm. spiritual al insulei. Dacă l-aș fi văzut în alt context, a să-i spus că e așa, din pătura de jos a celei de mijloc. Mm -hmm. Mm -hmm. Așa, un fel de sacou pe el, un fel de tercot uh, vechi, cumva de pe perioada patroptistă, să zic așa. așa. Uh, cu o pălărie în cap. Deci nimic deosebit. la El uh, vorbea doar checioa, care este mm -hmm. vechea limbă incașă. Uh -huh. Aveam un alt șaman care ne traducea în engleză ce spunea respectivul să înțelegem și noi. Ne explică că va face pentru noi o ceremonie în care se va ruga pentru noi cei prezenți. Uh -huh. Eram vreo 14 oameni acolo, adică vizitatori străini, uh -huh. dar în schimb cu organizatori și așa într-un într -un număr de 19. Și... Vă, o să vă fac o ceremonie, o să mă rog pentru voi, fiecare dintre voi veniți pe rând la mine că o să vă chem și îmi spuneți pentru ce ați dori să vă rugați, îmi dea trei frunze pe care să le punem într-un cerc și să. adică acolo cum va reprezenta dorința noastră, suma toate dorințele și apoi mai departe ca dorințele să fie îndeplinite, urma să le pună pe un foc și să le ardă. Vă dați seama cum m-a sunat în mintea mea ortodoxul <laughs> practicant că mă duc și pun niște frunze pe o, și, pe și, o hârtie, și, le împachetești și facultatea de, adică. facultate de medicină le ard și s-au îndeplinit dorințele mele da, de, de sănătate sau de prosperitate în viață da. sau multe alte ce și-ar fi dorit Așa. fiecare. Și când mi-a venit rândul să stau de vorbă cu respectivul șamanul a plecat până afară. Am rămas cu respectivul față în față, m-am așezat lângă el și așteptam să vină șamanul să-mi traducă, dar ce să vezi că nu mai venea. Și la un moment dat aud, pentru ce vrei să te rogi? Mă opresc, mă uit la respectivul să văd Așa. cum de știe limba română, că l-auzisem -auzi, mă românește. Da și mă uitam așa fix la el și el nu mișca nimic după care mă mai întreabă încă o dată pentru ce ai vrea să te rogi, dar nu a mișcat nimic nici deci nu a clipit ochii, nu a mișcat un mușchi pe față, nimic pur și simplu neclintit am auzit direct în cap m-am uitat o dată, am zis mă, poate o fi vreo cameră ascunsă, poate, face da. cineva o farsă pe aici, da. plus de asta cine să facă farsă, farsă la cucamăcăi în care exact. ne chineam să comunicăm printr-un fel de limbă comună, engleză, fiecare vorbea cum putea doar ca să ne înțelegem între noi, cine s-ar fi deranjat da. să vorbească direct în românește. Dar mă gândesc că e clasul totul să văd dacă mi se pare mie sau e realitate. Am început să-i răspund în românește, la auzeam în continuare în cap, eu îi vorbeam în românește, o auzeam în cap. La un moment dat începe să-mi spună niște lucruri despre viața mea așa în nivel de posibilitate de a ști de 0,0000 000 și la poate la un dat 1 la un milion să știe ceva. Îmi zis wow. de copii, ce copii au ce vârstă au copiii mei și că uh -huh. ce lucrez eu ca medic și cât timp stau cu pacienții, că am foarte puțin timp pentru mine, că să am foarte mare atenție de, cu energia inimii mele pentru că s-a epuizat și de asta am boala pe care o am acum și de asta pronosticul vieții mele este atât de sumbru și dacă vreau să trăiesc, atunci eu trebuie să fiu mai atent la mine și la viața mea și din momentul ăsta sunt sănătos am uitat aici și am zis: Tu e sănătos la cap. Dar nici. dacă era să mă cer cu cineva, mi-era oricum jenă să mă cer, pentru că respectivul nu a zis nimic efectiv fizic. Da, 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 da. da. El, el avea gura închisă. Într-un final, pun și eu frunzele, cum mi-a da. zis, într-un cerc. Ca paranteză, când a început ceremonia, a pus o coală de hârtie, a desenat așa un cerc cu flori roșii, după care o cruce, uh -huh. tot din flori roșii, și spune într-o limbă pe care am înțeles-o fiecare cum am vrut noi. De el fiind cu capul în jos, nu ne-am dat seama care a vorbit. Am văzut doar din jurul celor care, de, de același din jur care erau din grup, că aveam din grup din Anglia, aveam da. din, din, India, din uh, Ucraina era cineva, adică din foarte multe țări, n-am din aceeași țară și, total diferite. și toți am auzit același lucru, există un singur Dumnezeu și Isus este Fiul Său și a rămas toți așa. Și noi, am rotit, mă mai am auzit. Să vorbim e dubios cum am auzit, dar am zis, ok, o fizică în engleză, și nu mi-am dat seama, și mintea mea a tradus automat în română și uh -huh. mi s-a părut mie. E, ala, ala a fost. Începutul. A, episodul de început. <laughs> și când am ajuns față față cu el, am pus frunzele, m-am dus la loc, colega dintre, de lângă mine, un american, că mă întreabă, Vase, dar tu știi Checioa? Și eu zic, nu, de ce? Păi a vorbit chiar în Checioa, nu? Și eu zic, nu, am vorbit în română dar știe șamanul română? Și eu zic nu știu. pe cum nu știi? O să vezi. Și s-a dus și ea. Și ea a avut aceeași experiență. Aha. Nu În venise încă șamanul respectiv, același șoc l-a avut, s-a pus lângă mine, nu știa ce să facă și o întreb. Megan, știi, o okay, checioa? Și a zis, taci din gură. Atât a putut să zică, după vreo oră și ceva, vine la mine și mi-a zis după ce s-a încheiat ceremonia, după ce a fost ceremonia focului, s-au ars respectivele pe foc, Acum, cumva, povestesc din perspectiva ignorantului de atunci. Mm -hmm. Da, da, da. Și. Pe asta e faza cea mai frumoasă. Știi? Vine mega la mine și îmi zice. Transformare. Exact. Vine mega la mine și îmi zice, nu știu ce să cred. Zice, m-a uimit. Mi-a zis niște lucruri despre mine și despre viața mea și despre fostul meu soț. Nu avea nimeni cum să le știe. Și acum, să dăm puțin din culise. Ea trăia cu, cu soțul ei cumva la o distanță de vreo 200 de km de rudele soțului, el s-a îmbolnăvit, nu a vrut să își anunțe și părinții și restul din familie că este bolnav să nu se întristeze lumea și înainte de a muri, prin testament a lăsat că își dorește, dorește să nu anunțe familia că a decedat, familia să creadă în continuare că este viu și că trăiește pe undeva și că nu are timp să ajungă pe acasă. Și ea a respectat dorința și după ce s-a terminat povestea cu înmormântarea, a vândut tot în zona respectivă și s-a mutat într-o altă regiune a Statelor Unite și trăia singură. Mm -hmm. Și șamanul vine și spune chestiunea asta, că să nu mai frământe faptul că nu și-a anunțat familia că da. respectiv a murit, că din punct de vedere spiritual, a făcut ceea ce trebuia, că el este foarte liniștit, că nu a fost făcută o, așa, o decizie, o, nu a luat fostul soț o hotărâre în condiții de boală sau de supărare mm -hmm. de moment că pe care să o regrete și să vrea mm -hmm. alt, cum, fel să acționeze acum ca și cum ar fi nevoie de, de iertare sau împăcare. Dar, deci lucru care nu avea de unde să le știe nimeni altcineva. e din momentul respectiv călătoria a căpăta deja alt sens. Cu alți ochi mă uitam în jur wow. și observam pe, pe măsură ce uh, se succedau zilele că nu existau evenimente care să îi surprindă. Aveai senzația că, el, că șamanul știe la orice oră uh -huh. și la fiecare secundă ce urmează să se întâmple. Îți lăsa liber arbitru, Tu o să hotărăști și în funcție de deciziile tale uh -huh. când trebuia să intervine era acolo. Uh -huh. Dacă regula era să nu cazi, mergând într-un șir indian așa pe o zonă abruptă, la un moment dat vine roată prin spatele tuturor și când ajunge pe la mi mijlocul șirului cade o uh -huh. doamnă din grup, o prinde, o așează la loc și spune, ai uitat? Regula, e interzis să cazi. Și a plecat înapoi în capul șirului Aha. unde era locul lui. Adică asta a fost prima nebunie. Am venit acasă, mi-am refăcut analizele, ce să văd sănătos complet asta al doilea șoc dacă primul șoc a fost să Cică, văd că hai, există alte da, lucruri da, da. măcar am făcut o excursie da, după care am început, am început să văd un pic cu alți ochi uh -huh. uh, filmele SF uh -huh. și ideile cum uh, comunică telepatic da, da. cum uh, uh, sunt personaje uh, telekinetice adică multe lucruri care am încercat să văd un pic, mă parcă nu mai sunt așa de SF Probabil că există persoane care fac și altele. Și uite, așa am început să caut, să aprofundez și să merg mai departe și să aplic din multe lucruri care le-au în prima călătorie, și lucruri care mi-au intrat cumva în minte, nu au făcut sens atunci și mi-au trebuit ani de zile să capete sens. Să capete. Așa. În plus, le-am legat cu foarte multe lucruri, apoi din copilărie din modul, din credințele populare, de cum auzeam pe acasă, cum auzeam Aha. părinții, cum auzeam bunicii că puneau punctul de vedere. Da. da? Uite, îți dau un exemplu actual acum. Uh -huh. 2 februarie este în credința populară, este ziua în care ursul iese din bârlog. Adică cumva ai o măsură a cât mai durează iarna uh -huh. și la fel pe baza diferitor uh, informații da. din, acest, din această zi, strămoșii reușeau să așeze un fel de pronostic vis-a-vis -vis de recolta anului, cum va fi anul, va fi Aha. un an bogat, da, da, da. ploios, secetos, Ce are genul acesta. Povestind cu șamanul care, cu care am acum colaborare din Peru, Puma, îi ziceam, uite că pe doi este ziua asta la noi. La care Puma, Puma face ochii mari și zice, păi știi ce? Pe doi. este la noi în Peru este ziua Pacea Mama, adică ziua Mamei Pământ, în care uh, sărbătorim uh, anul și sărbătorim viitoarea recoltă. Cumva știm că acum va fi recolta anul acesta și când o să fie să uh, strângem recolta în mai și iunie, cumva să se adeverească ceea ce noi am făcut pronosticul de acum. Și zic, mă, ce tare! Și după care povestim chestiunea asta uimit cu altă prietenă este da. zic uite ce, ce uh, mare similitudine este între ceea ce avem noi aici, la distanță, aproape exact. a, a diametral opusă mm -hmm. a globului pământesc, teoretic fără legături între exact. noi, exact. credințe populare, suficient de vechi. Suficient de vechi încât să nu spui că zbor cu avionul într-o parte în alta și exact. ai preluat și ai plantat, informația da. și ai venit înapoi da. cu ea aici să o pui exact. în practică. Exact. cumva. Altfel s-a transmis această informație în două zone total diferite ale globului. Clar. Și am zice, păi da, uite, și în Franța au o, o zi, tot pe 2 februarie, îi zic ziua căldurii, în care consideră că trebuie să sărbătorească soarele, pentru că soarele crește în intensitate și e soarele cel care da. va încălzi pământul și va ajuta Aha. la producerea da, recolte efect, recolte agricultura Aha. va avea roade și în ziua de doi francezii obișnuiesc, obișnuiesc să să mănânce clătite pentru că au forma rotundă, forma soarelui. Uh -huh. Asta am aflat de curând acum uh -huh. și am zis, uite, e important doar să mergi pe o direcție care ți-o dorești și îți vin uh -huh. informațiile din domeniu, doar dar da. să o iei pe direcția respectivă să ai prezentul în tine. Mm -hmm. Eu când zic prezentul în tine, înseamnă să fii prezent și fizic, mm -hmm. și mental, și emoțional. Mm -hmm. Să fii aici. Da. În momentul în care ești aici, eu o hotărâre și ăsta e drumul tău, informațiile vin din jur. Da. Corect. Eu, când m-am hotărât să să dau o șansă cu ghilimele mm -hmm. de rigoare acestui nou drum da. pentru mine, mi-au apărut informațiile și spuneam, informații din copilărie, informații colaterale. Observam situații în jur, care înainte nu le observam. Am început să fiu atent la ce auzeam în călătoriile mele, stânga, dreapta, într-un sat, în altă parte, de la bătrânii satului, de la obiceiurile lor și se legau atât de bine cu învățăturile celelalte primite de mine de prin Peru. Care atunci nu s-au bucurat de o crezare prea mare, dar informația a rămas în subconștient. Ai mai revenit după aceea în Peru? Sigur că da, nu poți să nu revii. Odată ce simți că acolo poți să faci cu ușurință acea călătorie interioară, mm. te duci. Te duci pentru că mediul în sine te ajută. Și eu când zic Peru mă refer la Peru, țară. Mă refer la cele persoane sau acele comunități care încă păstrează Păstru. vie tradiția că în orașele mari, ca și în orașele mari ale noastre, sunt noile obiceiuri da. moderne. Moderne, corect, urbane, obiceiuri urbane, da. Da, obiceiuri urbane și eu zic obiceiuri și nevoi artificiale, că noi mm -hmm. trăim într-o lume a nevoilor artificiale. Cel mai bine se descurcă cel care reușește să creeze nevoi semenilor, mm -hmm. nevoi pentru care te să apelezi de la el. Mm -hmm. Asta este cel mai bun business. Nu contează ce inventezi. Inventează ceva de care lumea să aibă nevoie prin faptul că tu le arăți posibilitatea de a avea nevoie despre respectivul lucru da. și atunci te ai realizat din punct de vedere financiar. Nu știu dacă se numește business sau șarlatanism sau cum s-ar numi. Da. Dar un lucru e clar. Nu are legătură cu partea spirituală da. și total diametral opus da. față de șamanism. Și ce este de fapt acest șamanism? Pentru că și de ce? Pentru că îi întâlnești pe toate continentele. Adică, iarăși, nu e o chestie caracteristică doar zonei uh, Americii Latine, uh, mai găsești și prin Siberia, găsești și prin Africa. Uh, Australia are Australia o zonă de șamanism Australia. foarte bine pusă la exact, punct. Cu aborigenii acolo, cu exact. tradițiile alea care... Uh, uh, de fapt, ce și... se întâmplă? Cum ar... Cum ar, uh, cum ar explica un șaman? Ar zice în felul următor. Noi, pe lumea asta, care trăim asta fizică, uh -huh. pe pământul ăsta în care ne-am născut și care, în care vom muri, adică acest pământ care a existat înaintea noastră și va exista și după noi, există două forme mari de energie. O energie mai densă și mai grea uh -huh. și o energie cu o frecvență mai înaltă, mai ușoară. Mai ușor de făcut lucruri cu ea. Uh -huh. Adică, în se spune hucea, o energie uh -huh. grea și Sami, o energie ușoară. Frecvență mai înaltă. E, felul în care tu reușești să lucrezi cu aceste două forme de energie, da. îți definește tipul de șamanism pe care îl practici. Aha. Dacă tu lucrezi cu energia de vibrație mai înaltă cu sami, te folosești de hucea pentru a o transforma ușor în sami, da. atunci noi ce spunem este șamanismul curat. Okay. În partea cealaltă, poți să lucrezi și cu doar energia de vibrație joasă, care poate să inducă în oameni ce? Anxietate, depresie, furie, urâmânie, mm -hmm. farmece și alte da. nebunii genul ăsta, așa zis a magie neagră mm -hmm. sau lucrurile negative. Da. Și atunci, șamanismul depinde de omul pra care practică șamanismul respectiv. Mm -hmm. Asta este șamanismul real. Da. Ca și paranteză, șamanismul la care primești diplomă. Nu prea mai are treabă cu aceste două tipuri de energie, are treabă cu o parte superficială a șamanismului și rest, o încadrare socio-financiară pentru mod de viață. Mm -hmm. În societate. Da. În societatea modernă. Modernă, da, actuală. Că... că în societatea normală, un șamanism nu își pune pe primul loc partea financiară. Nu poți să faci și șamanism și să te realizezi foarte bine financiar. La un moment dat trebuie să alegi ori mai mult pe financiar și mai puțin șamanism, ori mai mult pe șamanism mai puțin pe financiar. Pentru că șamanismul nu-ți dă voie să reacționezi. Mm -hmm. Iar pe partea financiară de business trebuie să reacționezi. Clar. Adică, dacă luat odată ți financiară de la cineva, a doua oară trebuie să scrie pe fruntea ta și tu să te simți să scrii că așa mare prost. Bra. Ca să ieși și a doua oară ți-apă. Bă, n-ai exact. învățat nimic din da. prima. Corect. Pentru că dacă trăiești după niște reguli financiare, și a doua oară să te păcălești, e o problemă mare, mai ales cu aceeași persoană. Corect. Corect. Adică schimbă domeniul de activitate. <coughs> Dar așa ei, în șamanism așa. nu este așa. În șamanism, călătoria care face în interiorul tău și modul tău de a te cunoaște, de a te descoperi așa cum desfaci o ceapă de foițe, da, da. Te, te duce permanent în direcția. De a înțelege pe celălalt de a încerca să vezi lumea și prin ochii altei persoane. Să nu o judeci, să încerci să o ghidezi, să încerci să o arăți o altă cale, să alte soluții, alte posibilități, să o ajuți să o, ia, să, nu, să o susții pe o cale bună. Nu poți să impui calea, dar o poți ajuta să ia o decizie în direcția bună. Pentru că tu fiind pe o direcție corectă. Inevitabil altcineva să, vrând să fie bine, o va lua tot pe aceeași direcție corectă. Nu e ca și cum l-ai manipula să ia alegerea ta. Că la șamanism nu primează egoul. ul mm -hmm. Noi avem nevoie de ego. Dar avem da. nevoie în procentaj mai mic. Adică un ego între 40 și 50% este ideal. Mm -hmm. Adică să-mi peste cum mă îmbrac. Da. Să mai fac și eu un duș să poată sta așa alții lângă mine. Corect. Nu doar eu lângă ei. Cumva. Așa. Uh, modul în care interacționezi social cu alte persoane și să fie un mod agreabil ține de acel ego. Când depășește 50%, deja începe să se exprime altfel. Mm -hmm. Fie le știu pe toate și n are dreptul nimeni să mă contrazică da. niciodată. Da. Așa este. Așa. Fie mult mai mult decât de atât să devin cât se poate de agresiv adică agresiunea asta în a ți impune o idee și în general o vedem la cei care nu neapărat au dreptate acel ego dus la maxim da. care este diametral opus sau invers proporțional cu cantitatea de încredere pe care o ai în propria persoană da. are ego care distruge la șaman nu să vezi treaba asta pentru că șamanul nu se simte super om el poate să fie pe calea vindecării, să fie vindecător, că e vindecător spiritual, că e vindecă vindecător fizic. Pentru el este același lucru. Aha. El își susține un proces de vindecare. Și zice în felul următor șamanul, eu nu am calități deosebite, eu mm -hmm. nu sunt extraordinar. Însă eu, prin modul meu de viață, reușesc să mă conectez cu ce în jurul meu. Că e energia copacului, că e energia, adică plantelor, da. că e energia animalelor, că sunt ființe mm -hmm. pe dimensiuni, da, să spunem un, Într-un univers impropriu, paralel cu noi. Da. Adică să fac această călătorie multidimensională. Hmm. Să pot să îmi chem în ajutorul meu aliații. Aliați pot să fie ființe de lumină, pot să fie aceste spirite a vie, viului. Da, da, da. Îmi chem în ajutorul meu și cu ajutorul aliaților eu pot să fac lucruri. Dar de fapt, le face energia aia bună pe care, am, pe care am. Uh, nu știu cum să-i spun în românește pe care am invocat-o. Invocat-o, da. Dar tot nu exprimă esența, esența cuvântului. Da, da. Da. Acolo, acolo este șamanul. Mm -hmm. Nu să vezi un șaman așa. ha, mă să vedeți ce fac eu, pe câți vindec și da, ce. Da. Nu o să poată să fie așa. Pentru că el zice, eu nu, eu i-am vindecat, eu doar am susținut un proces. Și nici nu poți contrazice. Că de fapt în esență fix asta face. El se confruntă cu o realitate uh -huh. adevărată. Și anume că susține procesul de vindecare a omului. Că dacă omul nu își face schimbarea în interior, el nu se va vindeca de nimic. Uh -huh. Pentru că un anumit cu de factori, l-a adus în momentul zero, în care suferă de X, Y, Z. Păi și eu ceva, că îți vindec pe XYZ, dar dacă tu nu ai schimbat nimic din factorii care ți-au produs respectivele nemulțumiri, uh -huh. tu imediat vei fi cu altele la pachet. Din aceeași rubrică. Deci trebuie să schimbi faptele. Adică acțiunile tale din trecut îți dau un prezent. Corect. Prezentul nu ți place că nu este ok. Adaugă alte acțiuni care nu, care crezi tu că ar trebui să le faci altfel adaugă acțiune la prezentul care nu-ți place încât să crezi un viitor unu mai aproape de ce ți ai dorit tu. În un viitorul unu care poate să fie peste o oră mâine sau poi mâine, adaugă alte fapte. Și tot așa până de vii cum îți place ție să fii. Dar cu credința că ești așa din secunda în care începi parcursul ăsta. Mm. Adică da. eu îmi doresc să fiu perfect sănătos acum. Da, da, da. Și dacă o să o luăm doar din prisma, să spunem, a înțelegerii cu cei din jur... Aș zice, uite, eu nu vreau să mai fiu perceput ca o persoană foarte serioasă și încruntată. Așa. Vreau toată lumea să mă vadă vesel și, și așa. și, așa, și zâmbitor și, Aha. așa, și binevoitor. Păi da, nu sunt așa. Și atunci aș zic, ok, acum sunt ursuz, eu îmi doresc să fiu vesel. Mă duc la servici și în prima zi zâmbesc portarului. Printre dinți, cum fost și eu așa, că da. nu sunt învățat să zâmbesc, bună dimineața. A doua zi, clar că voi saluta mai bine că am deja da. experiența zilei de. adică mi-a adăugat câte o faptă nouă-nouă. Eu să ajung după un timp de să fiu la birou, bună dimineața, dar ce faceți? Da, mm. v-ați băut cafea, dar hai să vedem cum începe ziua, care e programul Aha. pe ziua de astăzi. Știi? Devii și mai eficient și în același mm. timp ai devenit deja omul care ți-ai propus să fii cum? Prin Chim. secunda de acum în care mi-am impus da, da. zâmbetul respectiv. Mm. Că de la impusele ajunge să fie natural. Deci nu pot să mă duc la un șaman și zic hai schimbă-mă și pe mine ca să fiu omul care vreau să fiu. Poți să-ți schimbe vibrația imediat, da. uite așa. Uh -huh. Dar da, vei reveni din nou vei reveni. ca înainte dacă nu te-ai schimbat dacă, și tu în obiceiurile deci tale. Dacă, dacă nu susții de fapt ceea ce ele îți oferă. Exact. Uh -huh. Vreau un pahar atunci îmi iau ingredientele să produc sticla. Corect. Vreau un cior, ulcior atunci îmi iau ingredientele să produc lutul și din lut să-mi iasă un ulcior. Nu o să fac ulciorul din sticlă. Că nu mai e ulcior, Se M numește vază. Vază. Corect. Uh, și atunci, uh, da, o întrebare care îmi vine. Ex există și pe meleagurile astea tradiția asta șamanică? Tradiția șamanică. Mă rog, eu așa e, o definez, adică... Eu zic în felul următor. E. Spun, e prima dată când deschizi subiectul așa. Da. Și o să fiu larg. Așa. Așa, în, în exprimare. Există ceea ce noi cunoaștem acum ca șamanism? cu siguranță bine dezvoltat da. pe teritoriile uh, noastre. Uh -huh. Dacii erau buni cunoscători și a cerului, uh -huh. drept dovadă și felul în care este construit să Sarmizegetuza, de da. exemplu. Da? Uh, erau buni cu, uh, cunoscători a plantelor. Aveau preotese care se ocupau de ce? De tot felul de leacuri făcute din plante, uh -huh. din tot felul de tratamente în care se folosea, de exemplu, veninul de viperă, da, un exemplu. Da. Uh, de oameni care pe linie spirituală se ocupau să, prevedă, să prevadă cum va fi cultura, cum va fi soarta unui război, ce ar trebui să facă să schimbe aminte lucruri. Adică uh -huh. foarte, erau foarte bine dezvoltați, dezvoltați în direcția, spre spirituală. Uh -huh. Nu făceau toți. Da. Nu gândim că toți ce stăteau și meditau și nu, erau și o și parte și făceau partea asta pentru a genul școala zalmoxiană, dau da. un exemplu, da? Apoi, pe partea cealaltă, alții își vedeau de treaba lui, de, de, de luptă, alții își vedeau de recoltă, de lucruri la câmp. Adică, să nu trecem în extrema cealaltă. Când spunem că da, aveau, gata, toți grămadă, așa, că și românii sunt creștini ortodosi. Cât Un procentaj, că sunt atât de multe alte confesiuni. Așa Putem e, să e. asimilăm totul așa. Sau, dacă vorbim despre români, să că toți sunt români 100%. Sunt atât de multe minorități și este un mix aici. Așa Așa trebuie să vedem, de fapt. E, uh -huh. Când vorbim despre așa zisul șamanism, da. Erau sacerdoții care asta erau învățații uh -huh. pe direcția spirituală. Însă, ce face un șaman față de un învățat spiritual de acum da. este acea comunicare dincolo de timp și spațiu. Uh -huh. Comunicare care ușor cu ușor este din ce în ce mult la iveală să arate lumea pe care noi până acum am fost păcăliți să o credem. Adică evoluția aia cu de când am început într-un final Homo sapiens și de atunci am, am, am contat noi. Cât de curând lumea va dispărea din cultura noastră. Eu sunt ferm convins că în 10-15 ani lumea nu va mai crede nebunia aia. E de ce? Doar o teorie. Pentru că mă rog. a evoluat foarte mult tehnica și tehnica ce va face? Va scoate din adâncul pământului arheologia va evolua atât de mult încât va aduce dovezi ale rasei umane uh -huh, da. și de 250-230 de, de mii de ani în urmă, care bate Homo, Homo sapiens de mult. Clar. Era do doar un neam așa de lângă Eu zic că e o chestiune de scurt timp până când o să să descopere cu adevărat ce se, 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 se ascunde în această istoria acestui, acestei planete. Uh -huh. În credințele noastre, până acum au fost deja patru civilizații pe Pământul acesta. Că nu toate au fost în forma asta fizică humanoidă, asta este da. altceva. Dar civilizații care, pe rând, pe rând, au dispărut din anumite cauze, în mintea noastră este ideea că s-a ajuns la un nivel mult prea mare de dezvoltare și au, au ajuns să se auto -distrugă. Da, distrugă. Și dacă dăm în spate puțin și vedem calendarul maiaș, pentru care lumea deja trebuia să fie terminată, ei de fapt ce-au măsurat? Timp de 13.000 de ani încheierea unui ciclu în care la un moment dat involuția trebuia să fie suficient de mare ca da. să-i protejăm pe oameni să mai poată să mai trăiască și apoi creșterea să fie până la un punct de unde ei n-au mai putut măsura, urmând următorul ciclu. Și dacă ne uităm din 2015 și până acum, ce salt imens a făcut omenirea din punct de vedere informațional. Da, uriaș, uriaș și viteza. Parcă crește. nu ne-am putea vedea din nou în, 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 în anii 2000, nu? Sau în 2006, cu un telefon, așa, o cărămidă cu o antenă. Da, da. Doar da. să auzi. Adică, noi ne gândim deja la telefoane cu hologramă, da? Exact. Să stau de aici și să te văd Exact pe tine, exact. interlocutorul meu, care ești, poate, în Statele Unite, în momentul de față. Mm -hmm. Adică, așa va merge informația mai departe. Și cu atât mai mult, în avantajul practicanților de șamanism real, este că această știință va veni în a demonstra că aceste practici, de multe ori culite. Da. sau în timpul Evului mediu considerate ca fiind vrăjitorie oh, orice era în afara lege era ce vrăjitorie a făcut era. exact voi vedea că de fapt oamenii ăștia au făcut ceva deosebit că au păstrat ce un nivel de conectare și un nivel informațional de neprețuit da? nu poți să transformi să sau să cuantifici într o sumă de bani mm -hmm. Acea da. conexiune care poți să o ai cu lumea paralelă cu tine. Da, care Că tu trăiești în mai multe tine, dimensiuni da. în același corect, timp. Corect, da. Și felul în care trăiești în alte dimensiuni din punct de vedere energetic, forma în care este în alte dimensiuni este diferită față de forma asta fizică. În lumea asta în care trăim acum în acest univers pur fizic, mm -hmm. noi avem forma asta, asta. sunt, Asta mă definește da. pe mine. Corect. Dar nu sunt doar asta. Energia mea este diferită. Și mai mare. Și la o, adică dacă stai așa și în profunzime și analizezi ce ești tu în lumea asta fizică, am fi în clasă să spunem, uite, sunt acest membru superior, că e braț sau antebraț sau da. e acest, sunt acest cap, dar nu ești. Pentru că iei știința, iei fizica și începi să o studiezi în apropiere. Așa, în amănunt. Din ce în ce mai Știți ce? Ajungi, dat la un atom. Da. Se ating vreodată doi atomi? Niciodată. Niciodată. Se, ating, se atinge neut, uh, nucleul de înveliș? Niciodată. Electronii între ei nu. Și atunci nici măcar asta nu este atingere. O cuantificăm noi, o decodăm noi ca o atingere. De fapt, nu e atingere. Și atunci ce te definește? Că când, când ieși și măsori corpul fizic, o să constați că efectiv materie ești foarte puțin. Din ceea ce exprimăm noi acum, mă pun pe cântar și zic eu, eu sunt materie 80 de kilograme. Ei, nu e chiar așa. Da. După un anumit mod de a măsura, reprezinți un 80 de kilograme. Dar în ceea ce privește realitatea fizică a materiei, nu ai niciodată valoarea asta a materiei pure. Și ajungi să vezi că, de fapt, nu te atingi, că, de fapt, tot este doar o interacțiune din niște particule, așa și -am dat doar energia care interacționează între ea. Și o condensare a energiei este aici. Un Sper. anumit tip de energie. Și, de fapt, tu ce ești, ești un gol într-un final. Ești golul din interiorul tău. Nu te mai definește nici degetul, nici urechea, nici nimic. O componentă. Dar, da, trebuie să mergi foarte în amănunt cu, cu da. gândirea. Dar... Care sperie uneori. Care sperie pentru că Bă, nene, a luat-o Zuzu? Da. A luat-o trala la? Da, exact. Păi, tu când da. îți cumperi încălțăminte, tu îți cumperi o energie da. sau îți spunem că poți să nu-ți fie frig la picioare sau da. să nu te rănești la tălp când pe stradă? Asta e gândirea superficială ignorantă da. a lumii mm -hmm. fizice. Da. Dar lumea fizică este doar un pic atât. Restul da. este mult mai mare, inclusiv lumea fizică. Iar șamanul reușește să intre în lumea, eu îi spun lumea perfectă, mm -hmm. Din partea aia de condensare energetică, altfel, în care tu te poți detașa de lumea fizică și poți tot timpul să interacționezi. Dar dacă ai venit în corpul ăsta fizic, tu n-ai ce căuta acolo. Premiul tău în viața asta este să fii pe pământ. Ăsta e un premiu. Da. Să fii pe pământ în corpul fizic, așa cum arată el, cum ți-l îngrijești tu în vehicul, treaba ta cum îl îngrijești. Corect. Da? E, ăsta e premiul tău de viață. Nu să te trăiești viața într-un anumit mod ca să primești un premiu după ce ai murit. Nu, bucură-te de viața asta cea, trăiește fiecare clipă, fiecare bucurie a clipei în corpul fizic care nu se poate răspunde nimeni cu certitudine se va mai repeta sau nu vreodată. Dacă mergi în diferite confesiuni, credințe, sisteme de credință, la unii te mai întorci în corpul fizic, la alții nu, încarnare sau nu. Dar să te întorci din nou pe lumea asta nu înseamnă să fii neapărat în forma asta, de corpul ăsta. Poți să fii și în altă formă. altă formă, corect. Asta este ideea. Aha. E, șamanul sărbătorește fiecare clipa vieții lui, mm -hmm. e un premiu să fie în corpul ăsta fizic și, bineînțeles, face în mod constant acele călători, dar nu stă acolo ca să fie un detașat de lume, un, un om văzut așa, mai da. plecat. El este perfect integrat în societate, poate să discute cu tine pe aproape orice domeniu al lumii actuale. Nu o să știe să-ți spună la perfecțiune din ce ai făcut un televizor sau un computer interior piesă cu piesă, cu care este o operație că, 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 domeniul lui de marea a oamenilor nu știu treaba asta, exact, da? Exact. Dar să știe despre, să știe să folosească un computer. Că vorbeam cu ceva prieten și ce bă, așa mari și de care ții tu legătura, ăștia au telefoane? Zic, toate, telefon, internet, cum, comunic, cu cu WhatsApp, Absolut. Păi, ce mai de, sunt șamani? Sunt de pe lumea asta. Mai sunt șamani? Și zic, tocmai că sunt integrați perfect în lumea asta fizică mm -hmm. și reușesc să rămână, totuși, echilibrați în interior pentru această călătorie în lume. Iar plecatul de aici, nu fac de genul, meditez, eu am ieșit din corpul meu fizic și din partea cealaltă am văzut și am drept și v-am văzut pe toți. și păstai, nene, ce faci? Explorezi un alt univers. Da. care nu te ajută în plus sau în minus pe ceilalți, sau ești în corpul tău fizic și te bucuri de el de aici. Și atunci șamanul știe, el vrând nevrând prin natura meseriei lui, prin dorința de a chema și alte entități energetice să-l ajute în munca lui, el de multe ori își părăsește corpul fizic. Părăsindu-ți corpul fizic, îl lași vulnerabil. Noi părăsim tot timpul corpul fizic fără să ne dăm seama, și da. în timpul somnului. E special atunci. E, și corpul rămâne vulnerabil. E Pentru asta, ei au nevoie de prezent. Și zice: Eu mă ancorez în lumea fizică să știu exact unde să mă întorc. Pentru mm -hmm. Sufletul meu, trupul meu fizic, ei spun Templul meu, mm -hmm. da, corpul da. fizic, este ancora mea. Să rămână în lumea fizică. Și atunci, ei fac călătorie, dar permanent se întorc unde în trupul lor. Când nu ești conștient că trupul tău este ancoră, bucățele din tine rămân pe aici pe acolo. Și în momentul în care să rămâne câte o bucățică prin diferite zone în care ai călătorit, da. poți să călătorești cu spiritul sau să călătorești cu fizicul să ai un șoc emoțional sau o căzătură, lovitură fizică, da. să, cași să te lovești. O bucățică din tine, energetic, rămâne acolo. Rămâne acolo. Tu nu mai ești întreg. <laughs> ești șamanul ce reușește să facă. Să cheme toate acestea. Bucățele care s-au pierdut a unui om și să-l aducă în propria persoană înapoi. Să reîntrăgească. Ei au ritualul permanent de reîntrăgire a propriei persoane. Să fie permanent corpul meu energetic aici unde? În templul meu fizic. De asta sunt pe lumea asta aici. Să onorez acest corp fizic. Nu să vezi un șaman autentic. Povestindu-ți în mod constant despre lumea dincolo, ce tare ești, ce călătorii mișto. mișto face. Da. Face Dar turism. unul cu diplomă face călătorii în mod constant. Face turism. Da, 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 face turism până într-un univers, mai aduce un pic de o informație de acolo, dă înapoi în lumea de aici. Uh -huh. Șamanul nu va face asta. Șamanul zice: Uite, ăsta e corpul meu fizic, mă mândresc cu el, încerc să-l fac să fie bun. În schimb, bucurându-mă de corpul ăsta fizic și prețuindu-l, Mă, eu mă iubesc, fac ceva important, mă iubesc. Adică realizez comunia între interiorul meu și da. și fizicul meu, așa. Și apoi văd cât loc am de exterior. Noi din păcate în societatea modernă trăim foarte mult în exterior, nu în interiorul nostru. De ala, la nivelul da. ochilor încolo. Aici se află factura la telefon, da. aici se află mașina, apartamentul, jobul, toate se află aici. Și toate se învârt în zona financiară lui da. și cât se poate de puțin în sfera spirituală. Acela. Că la spiritual trebuie să mă la corpul fizic, să-l accept și după aceea să fac și călătoria interioară. Și problemă mare cu acceptarea corpului fizic. Da, și cu întâlnirea cu tine. Deja suntem la Știi, butonul roșu. Da, da, exact. exact. Uite, eu cred că nu cred, observ de fapt, nu cred. Observ, observ că multe chestii au devenit uh, distracție și turism. Știi că am observat că acum sunt foarte mulți care organizează excursii în Peru la diferiți șamani. Uh, nu mi-o luați în nume de rău, unele cu siguranță sunt uh, reale, ok, dar mi se pare deja așa o chestie de turism, uh, de căutarea din nou a soluțiilor în exterior. Și o chestie care a fost foarte populară o perioadă de timp, văd că acum așa se așterne tăcerea cu... A fost foarte populară cu ayuhasca. Acum toți se duceau să bea ayuhasca, să... A, și, mă rog, experiențele cele mai multe pe care le-am auzit turistice, sunt uhum. turistice, pentru că, nu știu, cred că filmul din capul oamenilor este unul și ceea ce se întâmplă în realitate este cu totul altceva. Bineînțeles. Ajungi acolo și vezi într-adevăr că sunt două realități total diferite. Pentru că spuneam, există șaman care practică șamanism uh -huh. și atunci va fi două subdiviziuni: uh -huh. cel cu energia ușoară și cel cu energia mai grea, și există șaman peste noapte, pentru public. Șamanul peste noapte peste, pentru public organizează întâlniri cu grupuri mm -hmm. au învățat un ceremonial pe de rostul, Știu să facă două trei incantații ca să sune bine. Că ajung să și creadă sau nu un respectiv respectivul ritual, nu știu, dar el practică. Ca mm -hmm. Că au la îndemână ayahuasca, o au la îndemână pentru că o, o poți găsi la piață. Te duci în Cusco în piață și îți iei 2 litri de ayahuasca, la la 3 litri. Mhm. Mm fără nicio problemă. Adică au trântit niște fierturi acolo, și a ieșit substanța activă uh -huh. din respectiva uh, liană, au ieșit cele două frunze, energie masculină și feminină. așa, au da. mai pus ei fiecare ceva acolo și a ieșit aia asca, ea și beau și bucurte de efectul psihedelic. Exact. Și atât. Și, și acum depinde cum este e procesul. De fapt, aici ce să spun. C aici vine procesul. <coughs> Ca și substanță, ca și drog în sine, uh -huh. s-a studiat. E un fel de. îți astupă căile de pe creier, uh -huh. drumurile formate. Da. Da, cele programe. Vine și pe aceea îți lasă cumva, ca o zăpadă proaspătă, așternută, loc să formeze alte cărări. Uh -huh. Dar respectivul care conduce ceremonia, nefiind cu adevărat de meserie, uh -huh. te poți întoarce mult mai smintit decât te-ai dus. Și mai cu mai multe probleme. Da, da, da. Un șaman adevărat uh -huh. este acel care își pregătește singura ayahuasca. Aha. Șamanul crede în spiritul acestei băuturi. Nu mai este despre efectul psihedelic acolo. E despre conexiunea spirituală. Uh -huh. Eu am ajuns cu ghilimele de egoar, la performanța în care să nu am nevoie să consum ayahuasca. Adică, în ceremonial, da. luam cupa, o miroseam și asta mi-a fost tot. Și aveam exact același traseu parcurs, fără nicio problemă. Uh -huh. Pentru că te conectezi cu spiritul. cu spiritul. Iar șamanul zice în felul următor: folosesc plantele pe care le fierb, cum? 48 de ore doar pe lună plină, doar după ce eu în prealabil minim două săptămâni am avut, am avut o etapă de curățare personală care, conține, care include inclusiv, să spunem, o igienă alimentară, mm -hmm. nu mănânci orice, meditații, tatăl mic în izolație, adică, izolare, ca tu să fii pe o anumită frecvență, timp de 48 de ore fierbai ayahuasca și folosești pentru a arde doar lemn palosanto și apoi este ceremonialul în care invoci spirite și faci incantații acolo adică tu chemi energia și pe regn animal și pe regn vegetal energia străbunilor acelor care de care tu nici nu mai ai habar cum se numesc dar fac anumite lucruri și atunci îi chem pe cei care se ocupă de o anumită zonă a vieții. Mm -hmm. Încât rezultatul final al băuturii este un cumul energetic foarte puternic. Iar șamanul va face ceremoniile doar cu aioasca produsă de el. Iar în timpul ceremoniei, foarte important, trebuie să izolezi un spațiu de ceremonie, să-l conții, spunem noi, după care să-l protejezi față de tot ce este în jur. Pentru că în timpul ceremoniei corpul fizic rămâne acolo vulnerabil uh -huh. cât că tu călătorești în alt univers. Îți iei în univers uh -huh. informația. Și atunci, misiunea șamanului este ca să fie un protector a cei acolo. Aha. Când corpul fizic este singur, foarte multe energie negative vin. Cele cu frecvență joasă. Negative n-a fost un cuvânt bun. bun. Da. În cazul de față sunt energiile bun, dense, dense. Cele încă nemanifestate, neșlefuite ne transformate uh -huh. da, e un fel de brut, exact. exact e un fel de brut care nu te ajută uh -huh. adică e un fel de petrol pui exact. petrol în rezervor loc să spui pui benzină. Exact, exact. cam asta e diferența, petrolul este cucea petrolul și sami este da. benzina care o folosești uh -huh. rezultatul final uh -huh. e, el trebuie să invoce spiritele protectoare să păjească corpul. Și în momentul în care își termină călătoria, se întoarce, corpul este cum ar trebui să fie fizic perfect mm. protejat. Călătoria trebuie să fie lină în, înapoi. Reîntoarcerea în corpul fizic trebuie să fie lină. Și atunci procesul este folositor. Astea sunt ceremoniile ayahuasca corecte. Și făcute doar de câțiva. Mm -hmm. Aceste călătorii în, în diferite zone pentru a lucra cu șamani trebuie foarte bine calculate înainte. Unde mă duc, cu cine lucrez și cum lucrează respectiva persoană. Și tu care te duci în această experiență, trebuie să te pregătești cumva. Ei, că nu cred a... că mergem la birt, bem niște aiuri. <laughs> da, eu mă pregătesc. Da. Adică ca să ai un rezultat nu, Eu bun. mă pregătesc pentru că știu cum să mă pregătesc. Mm -hmm. Eu, ăla care a mers înainte, nu mă pregăteam. Așa. Pentru că nici nu știam cum să mă pregătesc. A, și nu, nu spunea dinainte cum ar fi bine să te pregătești? Îți spunea, pe dar tu nu, nu realizezi. Adică a. nu ai o informație integrată. Integrată. Așa da. informația fizic spusă o ai. Tu îți ții un post, mm -hmm. Cu ghilimele, de goare da. de anumite alimente, dar nu este pregătire. Mm -hmm. Asta încerc să fac diferența. Mm -hmm. Acum am înțeles. Că dacă te pregătești din punct de vedere fizic alimentar, e un fel de ai făcut ceva. Așa făceam și eu la început. Aveam impresia că mă duc pregătit. Da, acolo. Că te duci pregătit cu post alimentar sau nu, procesul este la fel de, incet, de intens. Mm -hmm. Însă, tu trebuie să te duci pregătit altfel. Acum, trebuie să te, ai acea pregătire vis-a-vis -vis de împăcarea cu tine, vis-a-vis -vis de acțiunile tale în viața ta de zi cu zi. De cum spun în mod constant, când te-ai trezit dimineața, a fost planul zilei. Alocă trezește cu 15 minute, 20 minute, jumătate de ori dacă ai nevoie. Mai repede, renunță la jumătatea aia de oră de somn și fost planul zilei și vei constata că ai randamentul mult mai mare și mai bun decât dacă ai fi dormit mai mult. Uh -huh. Seara, o ușoară retrospectivă a zilei. Vezi un pic ce ai realizat din planul tău, ce ai fi putut face altfel. Și dacă seara dacă în timpul zilei ai făcut ceva și ai fost mulțumit cum ai făcut și seara zici că nu am făcut bine, că trebuia să fac un pic altfel, bucură-te, nu te întrista. Bucură-te că față de momentul zilei, în seara respectivă, ești mai bun. Ai evoluat mai mult. Că ai realizat că atunci când ai crezut că ai făcut bine cu tot interesul tău, erai mai puțin bun și nu ți-a dat rezultatul care l-ai fi văzut seara. A doua zi poți să îmbunătățești. Asta este un mecanism care să te duci pregătit un mecanism în care tu zi de zi trebuie să lucrezi cu tine. Și la un moment dat, lucrezi și parcă ai avea nevoie de un upgrade, ca la softul de la telefon, din când în când, oricât de bun ar fi telefonul. Da? Așa că te duci și îți mai dai, mai dai un upgrade, dar tu te duci într-o formă bună cu tine. Mm -hmm. Și atunci nu mai ai nevoie nici de cantitatea de substanță în sine. Ai nevoie de un mediu, mediu ambient care să te poată ajuta să mai faci în un mm salt, -hmm. pe măsură ce tu, tu deja ești bă, undeva bă. Aha. mai sus. Și de aia nici, poate nici nu ai nevoie să mai bei ceva, ai oasca să gusti sau să am pedro sau te mai miri ce? Bă, bă. Nu ai nevoie. Pur și simplu te conectezi cu spiritul respectiv bă. ca îți facilitează trecerea, după care tu poți să fii în lumea, în discuții cu ce spirit vrei tu. Și eu de exemplu mă conectez foarte bine, cu spirite locale. Eu, ușor cu ușor, am trecut înspre România și da. cu ce sunt partea noastră de străbuni, acolo mă duc. Și acolo mă conectez. Da. Și de fiecare dată sunt surprins cât de ușor suntem noi, înclinați, oamenii, să vedem la alții aurul care nu-l au și aurul nostru să-l vedem pământ. Sau, te da. mai miri ce? Da. Noi avem o extrem de mare moștenire din punct de vedere spiritual. Doar că nu vrem să o vedem. Ce-i drept? Am fost și ajutat să nu o vedem pentru că, na, educați, toți am da, fost, da, da. și la istorie și la toate orele. Adică, da. ne uităm la Salmii Segetuza, mergem și o vizităm, suntem turiști, Corect. dar nu ne punem întrebarea, pă, ce popor ăla brav și de care scrie Herodot a fost ăsta de... Da. Și au pus trei chichineți aici, una peste alta, pe platou așa la mică, e toată cetatea. Păi cine încăpea mă în cetatea aia acolo? Cine stătea? Nu spui întrebarea mai departe. Oare nu o fi aia doar o fărâmă din realitatea zonei? Nu ne punem. Am fost și am vizitat Sarmizegetuza. Nu, ați vizitat o fărâmă din ce ar fi putut fi. Și Vizitez așa câteva bucățele de, de zid. Zic, uite așa, era construit zidul. Ce vorbești, mă? Zid de un metru grosime? Dar hai să ne uităm puțin la da. ce a lăsat omenirea asta în urmă și o să vedeți cam ce construcții se făceau. Oho. De protecție, în primul rând. Deci nu putem să ajungem până acolo. Ne și complacem în situația de ignoranță, cu cât știi mai puțin, și ai impresia că știi mai multe mai bine, nu? Da, nu e da, mare confortul, cât știu eu. Corect. Și conexiunea asta pe plan local, uite asta, îmi place, uh, spre, spre ce duce, hai să zic așa, ca și, uh, hai să-l zic personaj, adică sunt perioada aceea dacică sau merge și înainte, înapoi, mult înainte? Mult înapoi. Uh -huh. Mult înapoi în istorie. Când spuneam că sunt înaintea noastră patru civilizații. Așa. Sunt multe civilizații Azi. în spate. Eu trăiesc cu convingerea că următorii, așa cum am spus la începutul da. interviului, următorii 10-15 ani, se va schimba fața istoriei prin descoperirile vii da. ulterioare. Nu se va merge pe ideea că omul a început să fie de la Homo sapiens încoace. Da. Vor fi cu. Sute de mii de ani în urmă, descoperiri. Deocamdată se tace. Va... Sunt ferm convins că asta va face tehnologia. Pentru că această dezvoltare a da. omenirii da. nu se duce doar într-o direcție. Merge în toate direcțiile. Va fi tot atotcuprinzătoare, de fapt. Da. Și dacă eu reușesc să mă conectez cu lucruri în spate, există. Și dacă există, vor fi descoperite și fizic. Merg de exemplu, în, mergi în Costești. În Costești există portal de comunicare directă da. Da? cu alte univers. Când nu reușești să faci chestiunea asta acasă, să faci tu altarul tău și zona ta de comunicare, te duci într-o zonă în care știința, cunoștințele au fost puse da. în respectivul loc de putere încă nedescoperită, încă neașezată în mintea noastră să facă sens, să le putem folosi, dar există acolo. Și dacă te duci cu deschiderea suficientă, le poți și vedea inclusiv cu ochii fizici. Doar că trebuie să modifici frecvența energiei pe zona respectivă. Uite, se poate face așa la nivel de grupa mică de la grădiniță. Da. O schimbare a energiei vizuale uh -huh. folosind, de exemplu, un cristal uh -huh. în lumina soarelui. Da. Cristalul conduce doar o anumită frecvență. Nu poți să conducă o frecvență joasă. Dacă reușești să scapi de acea focalizare specifică viului, dacă da. mă uit la acest pahar, ochii mei vin așa și au informația da. și văd exact cum arată textura sticlei de Așa. exemplu, sau ape aici este o focalizare ca informația respectivă să facă sens conform cunoștințelor da. mele din trecut să facă sens pe creier exact. să definească ceva, un pahar cu apă dacă nu focalizezi informația aici și îmi las paralel, oarecum paralel ochii voi reuși să văd în afara părții fizice acestui pahar și o componentă energetică a lui areți capă. E ca și căldura pe asfalt vara. Da, da. Când joacă așa. Exact. Căldura exact. respectivă e o altă formă de energie. Adică este aerul mai rarefiat, cu o temperatură mai crescută. Da. Mai puțin aer așa e. în zona respectivă. Ca asta se întâmplă și văd altfel tremurând. Așa e și energia noastră. E... Îți lași ochiul liber, fără să focalizezi. Folosești un cristal și poți să vezi dincolo de fizicul pe care îl focalizăm în viața de zi cu zi. Spunem că vezi cumva un univers paralel. Uh -huh. da. Nu dispare lumea fizică în care suntem. Templul Corea. nostru, tot ăsta este. Totele, dar Doar reușesc să văd ce este pe lângă acest toate. Templu al meu. Și se schimbă percepția implicit. Așa se dorește. Să schimbi percepția. Că de nu, doar ai văzut și a trecut o informație pe lângă tine pe cum claxonul unei mașini la un moment dat. Că nu ești atent și peste două-trei zile că da. s-a auzit la un moment dat o atenționare. Nu. Da. Că da. dacă mergi prin București, pe stradă, auzi nenumărate într-o singură zi și nu-ți aduce aminte de toate, nu? Corect. Corect. Ăsta este modul de a vedea da. și când mergi așa, cu acest tip de, 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 de a privi lucrurile. Da. Te poți conecta cu planurile celelalte a existenței. Te poți conecta cu un plan a existenței cu mii de ani în urmă, cu zeci de mii, cu sute de mii de ani în urmă. Și respective planuri de existență, odată ce constați că sunt, deci poate astăzi am avut eu o, o iluzie optică. Da. Dar locul fizic nu dispare. Te poți conecta de mai multe ori cu el acolo dacă te duci acolo. După care poți avea abilitatea să înțelegi că totul se, se petrece aici și acum. Iar locul respectiv fizic îl poți aduce oricând aici în fața ta. Mm -hmm. Stai acasă la un mic birou da. de lucru și ai adus locul, -ai adus costești în fața ta. Da. La nivel energetic și lucrezi cu el aici. Mm -hmm. e, și vezi de mai multe ori aceleași lucruri. Tu încerci să-ți lași mintea deschisă încât să... Vrei să cauți altceva. Dar uite, acum am văzut că existau nu știu ce copaci, vreau ca mâine să mă arată copacii o altă formă. Și te chinui să-ți găsească o altă formă. Da. Nu o să poți... Nu. Va fi fix aceeași formă de fiecare dată. Asta înseamnă că aia este ceea ce vezi real. Nu ți-ai indus sau te-ai păcăit că ai văzut sau ți s-a părut. Cum poți cumva prin mai multe momente de timp să ai aceeași informație identică să ajungi totuși să crezi că, că până la urmă acea informație este cea corectă, nu este o iluzie a minții tale Da, corect uh, Asta înseamnă că De fapt, așa din toată Povestea asta, șamanul Este un stil de viață Adică Nu este, știi, cum mergem La servici opt ore Și după care sunt alt cineva, Ci șaman ești de dimineață până seara Și noaptea în somn Și, și noaptea în somn Sigur că da deci este efectiv un stil de viață, nu este o chestie care se, învia, se învață, este o chestie, e un proces continuu. Și nu, nu necesită o izolare a ta din, din societatea în care faci parte. Deci nu ești un pusnic undeva departe. Nu, și că în vechime, de exemplu în, în, trecut, în trecutul nostru, da. a poporului român. Da. La marginea satului era o căsuță sau la distanță de sat era o căsuță unde trăia de obicei cineva singur. Fie era o femeie care producea tot fel de leacuri și când se îmbolnăvea cineva apelea la femeia respectivă da. peascuns așa, da. ca să-și facă copilul da. sau soțul sau cea din familie din nou sănătos. În rest era hulită, era vrăjitoare, era da, da, rea da. și era invitată din ora necazuri. Sau era un bărbat care la fel era marginalizat și când era necazul era chemat. Necazul, de exemplu, da. la o mormântare. Uh -huh. Îl chema pe respectivul, dau un exemplu, îl luăm un exemplu al lui ca să ne raportăm în modul nostru de a vorbi. Îl chema pe respectivul om la mormântare și îi se dădeau diferite lucruri. Fie, de exemplu, uite, obicei, păstrat în zona Olteniei și acum, doar că s-a schimbat personajul. Datul uh -huh. peste mort au aceva Aha. Pentru a-i se ierta mortului păcatele Aha. De exemplu dau găina peste mort O dau unui vecin sau un alt domn din țară da, Sau cuiva da. Ei atunci îi se dădeau unei persoane Îl chema pe ăla Aha. Îi dădea da, da, da. Tot felul de chestii Aha. Pentru a-i se ierta păcatele mortului e. Și atunci el Primea numele de Mâncător de păcate Aha. El așa să numea Ale Era mâncătorul de păcate la nevoie îl chema. Da? Anților. Uite, la fel în, în, în România Anților. sunt multe zone în care încă se păstrează credința vie a mortului care păzește cimitirul. Anților. Anților. Asta este tot parte șamanică. Aha. Aha. Eu știu de când eram mic. Așa. Și știu că mi-a rămas <laughs> în minte că mi-a zis am dat bunica că murise Cumva, mama bunicii, străbunica da, mea. Da. Și mi-a zis, da, să vedem să să mama cât o să stea săraca la, la pază, la, la cimitir. Și eu zic, cum adică la pază la cimitir? E, lasă, lasă. Și mi-a dat, da mintea mea, fiind da. acolo, ca un burete, a ținut minte. Știi da, da, da. că aveam 5-6 ani. M -a, mult timp m a frământat. Ce a vrut mă să zică bunica atunci, că stă străbunica da, care da, era da. tot Maria, stă acolo, la. La, 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 la pază. la pază. Și, și care era credința, de fapt? Când moare, sufletul meu acum a murit, stă și păzește cimitirul. Între timp, acasă, se face slujbă, se fac de, de toate, mortul se bagă în groapă. În e, credința este că, în funcție de cât de multe păcate ai avut sau nu, atât de mult stai sau nu la pază. Că dacă ai mult de stat la pază până moare următorul din sat, ai avut multe păcate și ai fost greu de iertat. Am și dacă moare după tine, imediat încă unul, gata, și a și n-a avut păcate multe, imediat. A venit altul și a al luat locul acolo da, să stea la pază. Adică să nu se poată odihni sufletul lui încă. Mm -hmm. Credința populară românească da. încă se păstrează vie. Da. De exemplu, în zona Moldovei, în zona Botoșani, încă este obiceiul ăsta viu, de exemplu. Da. Aha. Și sunt foarte multe lucruri dintre astea în care se practică frânturi de șamanism da. în diferite localități, în diferite familii și lumea nu asociază cu șamanismul. Da, da, da. E cu... parte din folclor, e parte din tradiție. Da, mă de la bunica care știa, da. de la străbunica care știa, de nu știu unde, a venit religia creștină și o parte din aceste obiceiuri le-a înglobat. Exact. Și la un dat ai impresia că totul vine la pachet cu creștinismul, dar e un creștinism adaptat da. local. Corect. Cum de fapt se întâmplă pe oriunde. Pe oriunde. Nu doar da. în România. Da, simulează. Exact. Se mulează pe tradițiile locului. Și asta nu înseamnă că nu e bun sau că e bun doar creștinismul da. sau doar una sau doar alta. Noi constatăm cum s-au produs aceste mixturi uh -huh. și sunt acceptate. Da, Da. Dar dacă am pune strict dogma mai din spate, nu s-ar pupa cu realitatea de acum deloc. Și ar fi în conflict. Absolut. Pe când așa este armonie cu noua realitate. Da, da, da. Că obiceiurile s-au mulat. Da. Și deci, ideea este de fapt că în aceste obiceiuri transmise chiar și leacurile, care vezi, Doamne, uite, acum am întâlnit în ultima perioadă din ce în ce mai multe mame care au început să se întoarcă spre rețetele bunicilor, străbunilor și așa mai departe uh, și care dau rezultate. Știi? Um, deci ceea ce înseamnă că, de fapt, acest șamanism provine, e de căutat în tradițiile, dacă vrem să-l regăsim. Da, în tradițiile încă o parte de prezente, o parte s-au pierdut uh -huh. și lumea le-am moștenit și lucrurile sunt așa naturale încât nici nu mai pun problema ce înseamnă. Așa făcea bunica, na. Da, da, da. Și, și inclusiv ceaiurile. Bei un ceai de coada calului, de coada șoricelului. De... Un șaman fără plante medicinale nu-și nu concepe viața. Mm -hmm. De exemplu, mușețel este plantă medicinală. Da. Conectează-te cu plantele din zona din care ești Până. tu. Mm -hmm. Așa face șamanul. El nu concepe să nu aibă în casă plante medicinale. Din când în când să-și facă câte un ceai, să primească din energia vindecătoare a respectivei plante. Asta este plantă medicinală. Uh -huh. Că e păpădie, că e orice. Orice, da. da? Apoi, șamanul se, se... se unește în mod constant sau își cheamă în ajutor energia unui animal de putere. Mm -hmm. Da. Uh, în societatea modernă e un obi așa un uh, un moft, să ai cățel sau pisică acasă, da, da. ai un animăluț crești un animal. Da, în mod da. normal, nu asta este istoria prin oraș. În ultimii da. ani de, de a aprob mai mult obiceiul ăsta căștean animal. În rest, la țară erau cei care aveau cu adevărat comuniune cu animalele. Da. Da. Și cu care discutau și care vorbeau Așa. Și animalele primesc nume. Exact. De ce ai da nume unui animal dacă nu-l prețuiești deloc și dacă nu ai nevoie de energia lui? Te-ai învățat din moștră strămoși să dai nume animalului. Și îl dai fără nicio problemă. Da, eu, e o chestie normală. Și sunt, erau uh, nume specifice animalelor. Acum. Uh, da, acum s-a diversificat. Din max. A ajuns la <laughs> mai mirce. Da? da? Da. Pe vremea bunica era Joana. Când te raportai la, la o vită. La o vită, da. Da? Adică nu era un nume de oameni niciodată. Da, da. da, da. Era specifică energia da. respectivului animal. Și dacă ne uităm în diferite obiceiuri în care se sărbătorește recolta da, sau obiceiuri de anul nou... Da, de Sau cum începe la noi din ziua, cum se zice, începutul anului dacic, adică cu Sfântul Andrei, mm. începe sărbătoarea lupilor, sunt două sărbători suprapuse, Sfântul Andrei cu sărbătoarea lupilor Aha. și încă, în apuseni încă se mai sărbătorește Aha. efectiv acest obicei al lupului și încă este în tradiție legenda lupului alb și a energiei lupului, energie mm. a animalului totemic al dacilor. Da, da. Se zice că de fapt și Zalmoxis, că de fapt ar fi fost îngropat de viu și s-a reîntors la oameni în chip de lup conform legendei și de asta venerau atât de mult dacii lupii. Noi îi spunem acum legendă. Da. Eu văd lucrurile puțin mai mult. Da, dar, dar acum să-i spunem legendă. Da, dar în orice legendă există o fărâmă de adevăr. Sigur că da. Știi, până când istoria găsește. Revenim la aceste, <laughs> aceste obiceiuri de care am zis. Da. În toate aceste obiceiuri sunt personaje. Mm -hmm. De exemplu, la trecerea dintre ani. Avem irodu, avem mireasa, avem capra, avem ursul, avem da. tot felul de animale. Reprezentate în comuniune cu omul. Corect, exact, da. Că, cum să zici, când mergi cu capra, mai este și un om care cântă. Exact. Mai sunt și câțiva eroți care dansează, mai sunt și câțiva călușari. Adică e o mixtură acolo mm -hmm. de anumite energii. Oamenii nu mai conștientizează ce fac respective energii. Și atunci practică doar obiceiul. Nu-l mai înțelege, Da. dar îl duc mai departe. Da. Dar el are în spate în înțeles clar. Asta este șamanism. Mm -hmm. Și să te ferească bunul Dumnezeu să mergi într-o comunitate și să spui oamenilor că ei fac șamanism. A, da. Că ești linșat. Da. Prin faptul că dogma religioasă este atât de bine pusă la punct cum am avut-o și eu înainte, încât orice nu este considerat creștinism, este păcat. Da. Nu știu că o fi bine că o fi rău, dar mă gândesc că poate măcar să dai cezarul ceea ce cezarul și lui Dumnezeu, ce are Dumnezeu. sunt anumite valori în cultura noastră care au fost cu mult înaintea creștinismului prezente. s-au perpetuat. Absolut, absolut. Au fost împrumutate de creștinism, și acum sunt asociate doar cu creștinismul, că sunt doar din respectiva sferă. Dar, de fapt, nu. Sunt din sfera străbunilor noștri. Da, ele fiind mai vechi, de fapt, decât cred că orice religie pe planeta asta. Și atunci, când practici acest șamanism și te conectezi cu prezentul, și în prezent poți aduci orice lume vrei tu la nivel energetic, să extragi informații și vezi că sunt lucrurile altfel. Exact. Ajungi? Cred, așa cum zic eu. Mulțumim că tehnologia a, evolu a evoluat atât de mult și va demonstra pas cu pas că de fapt cei care văd lucrurile cum le văd sau cei ca mine, nu sunt de fapt nebuni. Așa că până în acel moment, trecem la faza zilei, prezentul care spune blind-in, reîmbrăcăm cămașa de om intrat în societate și discutăm exact. pe limbajul oamenilor din jur și aceste percepții personale și credințe da. le păstrez în cerc restrâns, Pentru tine, pentru familia ta, Corect. pentru cei care vor să exploreze mai mult de atât, pas cu pas. Da, pentru că, până la urmă, este stilul tău de viață și este o chestie care îți aparține ție. Nu, nu o faci ca să-ți uh, hrănește go sau din alte scopuri. E clar. Adică, noi co ținem secretă, ci pur și simplu e stilul meu de viață și punct. Exact. Dacă lumea vede că treci ușor peste da. un anumit șoc atunci. emoțional, atunci. atunci o să te întrebe: Dar cum de.? tu da. Chiar nu suferi? I-am avut întrebarea asta. Mm -hmm. Da, am avut un parcurs în ultimii ani de zile, uh -huh. din punct de vedere social, nu cum mi-am dorit. Uh -huh. Reprezenta un șoc da. pentru oamenii da. normali. Da. Eu l-am dus destul de ușor. Și da. acest dus destul de ușor se uh -huh. duce prin faptul că nu mi se întâmplă mie nimic. Uh -huh. Lucrurile se întâmplă. Cum trec eu prin respectiv eveniment, cum mă impactează, eu hotărăsc. Corect. Aceeași da. energie pe Pământ a fost înaintea mea, este acum și va fi și după mine. Cum mă las eu influențat? De care parte de energie mă las influențat mai mult în modul în care trăiesc? Mm -hmm. Aia face diferența. Adică nu o să pot să schimb lumea. Păi, dar da. nu o las să mă schimbe pe mine. Pe mine. Îmi duc energia în continuare și modul de viață. Iar dacă altuia îi se pare ciudat modul mm -hmm. de viață, sau că parcă suferi prea puțin mm -hmm. pentru câte ți se întâmplă, mm -hmm. și tu îi spui nu mi se întâmplă mie, că se întâmplă așa în viața <fie> da, de zi cu zi <fie> și de fapt nu sufer și dacă îi dai de gândit, deja acolo ai dat un semnal de alarmă că ar trebui mm -hmm. și alții să schimbe câte ceva ca să nu sufere la fel de mult cum suferau în momentul în care au observat că altul nu sufera. Corect. Vasile, îți mulțumesc foarte mult! Uh, wow! Cred că de-abia am deschis o serie de povești. Uh, însă, în încheierea acestui episod frumos, unde am deschis uh, comunicarea asta pe această zonă de care mulți se, se, se feresc, dar am vrut să. și mă bucur că am reușit sper să demistificăm. Mie îmi place să demistific lucrurile, adică să le descompun în așa fel încât să le arăt oamenilor că este o normalitate. Doar că în momentul în care le compui par wow ciudate, cum spui tu, lucrurile se întâmplă, nu mi se întâmplă și eu sunt doar acolo parte din poveste. Care este motivul pentru care faci excelent de bine? Dimineața când deschid ochii, da. este Cred că momentul meu de bucurie. Primul meu moment de bucurie a zilei. Uh -huh. Bucuria că mai am șansa să fac lucruri. Să faci lucruri. În partea uh -huh. asta fizică, în, ce, uh -huh. în, în bucuria da. care mi-e dată și anume viața. Da. da, Sunt atât de multe încercări în viața asta, dar cea mai și cea mai importantă uh -huh. este faptul că ți se dă ocazia uh -huh. să faci față unor provocări. Deci când am deschis ochii și văd încă o zi pentru mine. A este momentul, ăla este primul meu moment de bucurie. Și am zis, ok, gata, mi s-a dat, ce fac acum? <gântu -i> Știi ca și cum ai câștigat la lot o sumă <gântu -i> foarte mare de bani. Ești? acum planificăm, <gântu -i> cum îi cheltuim. Ce, ce eu zic, ok, am încă o zi. Ce -ar, <gântu -i> cât ar putea să aibă ziua asta la dispoziție? Că e pe am atâtea ore. Păi trebuie să fac asta, 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 cealaltă, 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 le așez, le așez frumos. Că vin seara obosit acasă, e normal să și obosești. Te să am dat letargic, Păi, dar parcă nu ești chiar așa zen, cum spuneai tu. Nu, sunt rupt în gură de oboseală. Zen sunt în interiorul meu. Exact, dar corpul exact. fizic e ca o baterie din traiul exact, mult are descărcată. Nevoie de repaus. Are nevoie să se încarce puțin. Correct. Dar nu mă influențează interiorul meu. Interiorul meu sunt la fel de bine. Și de asta fac excelent -ex -ex de bine. Pentru că Super. mă bucur în fiecare zi de ce mi-a dat Dumnezeu. Mi-a dat o minte, mi-a dat un corp bun, mi-a dat doi copii minunați. Mm -hmm. Și prin darurile care le am zi de zi. Da. Eu pot să construiesc viața mea. Super. Repet, pot să construiesc viața. Exame. Că una este să supraviețuiești uh -huh. și alta este să trăiești. Eu consider că îmi trăiesc viața. Wow, super. Ce le-ai recomandat atunci a celor care nu urmăresc să facă pentru a păși pe, spre drumul lui Excelent de Bine? Să începem cu un obicei practic uh -huh. și simplu. Da. Să fie prezenți okay. cu asta. Dacă acum sunt la servici, sunt atent la servici. Dacă de la servici m-am dus acasă și mă așteaptă copilul, 50 minute mi-am copilului fără să mă uit în telefon. Uh -huh. Dacă te-ai pus acasă la masă și ți-ai te pus telefonul aici pe masă, să serviți masa împreună, este cea mai gravă formă de a contamina uh -huh. partea sacra familiei. Da. Da. Nu poți să stai la masă cu oricine. Este o intimitate de o când stai la exact. masă. Și există un sunt oameni care nu formează cuplu. Doamna dintr-un cuplu, domnul din alt cuplu și stau la masă, își iau masa împreună în oraș. Ăla un... este un... un moment de intimitate care nu are ce căuta, da. simplu prieten nu există. Da, da. Este, asecu... nu trebuie să și faci mai mult de atât, dar e tipul de energie sacră pe care o pierzi din elementul prezentului tău. Da. Și atunci acasă în în sacrul tău de stat la masă. păi acolo nu spune aici că în modul de a alege, uite, ăsta e important, în cazul în care ăsta mi-arată ceva, voi sunteți zero, anulați-o pe asta de o mână. Nu. Puneți telefonul deoparte, nu participă la masa ta. Uh -huh. Fii prezent acolo, 10 minute, un sfert de oră. Și cum ți-a fost ziua, fii atent la ce are să-ți comunice copilul și încearcă să înțelegi informația prin ochii lui. Uh -huh. După care, dacă ține de tine să-i dai un sfat, dă i l prin nivelul tău de cunoștințe. Dar încearcă să înțelegi informația prin... Da. Bo, ce fraier ai fost? Cum să reacționezi nu știu cum? Păi n-ai înțeles nimic. Da. Conectează-te cu, cu modul de percepție a copilului și a să vezi copilul a, a dat ce avea el mai bun. Corect. Și când îți împărtășește ție informația, tu l-ai făcut una cu pământul din ce? Din ignoranță, că n-ai fost prezent atunci. Da. Dacă ești prezent, atunci ești atent la informație, îți dai seama că tu ai fi făcut mai bine, perfect. Atunci... Oferă-i sfatul. Uite, eu aș fi făcut așa. Cred că ar fi fost mai bine așa. Arată exemplu cum ar fi fost sau cum este mai bine nu critica pentru ce a greșit. Că nu o să înțeleagă cum e mai bine. Da. O să înțeleagă doar să nu aibă încredere în propria persoană pentru că greșește. Da. Ceea ce nu e rău cu greșești. E rău să persiști în greșeală, să nu corectezi când poți să afli și altceva. Așa că sfatul meu pentru oameni, strict, alocați-vă momente ale zilei, dacă nu puteți, permanent deci eu da. aș insista că permanent să fii prezent. Într-o ședință ești în ședință, la telefon ești la telefon, cu copilul ești cu copilul, cu prietenii, exact. ești acolo prezent. Mintea ta să fie acolo. Din momentul în care ești prezent, o să constați că va crește foarte mult nivelul de armonie da. în afară de ce cu cei din jur, cu tine. Cu tine. Splendid. Splendid. Bolul cu o surpriză. Intenția, A. Rămâne a ta, nu trebuie să ne Desfacem uh, mesajul, deci sunt mai multe, sunt în engleză. Îl citim și să-l comentăm puțin. Da, așa voi face, doar că trebuie să-mi iau uh, și ochelarii pentru această mișcare rapidă. Așa. Așa. Da, Ia să vedem. Scris și mărunt. Și mărunt și. Când e nevoie, e nevoie. Da. Zice așa. Când când noi uh, gândim rapid și primar despre propria persoană uh, și despre uh, autovalidare și avem un parcurs uh, cu adevărat eroic de a ne transforma conștiința. Hmm. Corect. Hmm. Eu cred că se... C tema zilei, nu? <laughs> da, tema zilei. Tema zilei și tema săptămânii. Îți mulțumesc foarte mult și sunt convins că o să mai abordăm subiectul acesta și zona asta, pentru că cred că și cei care ne urăsc merită să știe Bogăția spirituală pe care o are locul acesta, și uite cum ne trezim într-o parte, dar după aia revenim și descoperim că avem aici, acasă, multe din aceste uh, bogății pe care le căutăm de foarte multe ori în altă parte. Eu vreau să-ți mulțumesc în mod deosebit pentru emisiune și vreau să mulțumesc și mie că am avut. Da. Să spunem, deschiderea ca, într-un final, să poți să vorbești și despre altele până acum, ținute așa, discret. Da. Este un nou drum pentru tine. Da. Adică pășești, pășești din ce în ce mai mult spre zona asta? Îmi doresc să-mi să las cunoscută și această latură. Mm -hmm. Nu sunt pregătit să merg doar pe această latură, ah, nu. pentru că mie îmi place medicina. Clar, clar. Îmi place ceea ce fac acum, mm -hmm. doar că vreau să las ușor cu ușor portița deschisă uh -huh. încât să înțeleagă și alții că există și o altfel de lume decât lumea strict fizică în care uh -huh. trăim. O lume pe care eu o explorez și o lume care îmi place în mod deosebit. Și poate să o exploreze oricine, indiferent da. de meseria pe care o practică și de locul în care se află. Să nu confundăm viața spirituală cu izolarea pe un munte. Că atunci, poate să fie... cu adevărat spiritual este atunci când trăiești în mijlocul provocărilor și provocările nu te schimbă în negativ iar tu reușești totuși pas cu pas să evoluezi în pozitiv excelent, mulțumesc și cu asta închem ziua de astăzi și episodul de astăzi, îți mulțumesc foarte mult, Vasile a fost revelator sincer și sper că toți ceilalți o să se bucure de acest podcast Dragilor, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Țineți minte să apăsați pe acel buton roșu, să vă abonați și să aflați noutățile cu postările noastre pe care le facem aproape săptămânal. Până atunci, faceți excelent de bine.